Ramona și Stelian se pare că au ajuns la sentimente din ce în ce mai bune. Se leagă o idilă. Dar lasă-mă jos că te doare cu asta ce mi se vânde. Gata, gata. Sunt grea? Mă, nu. Am obosit cu tine. Ia vină puțin. Nu. Vină puțin să vedem cum s-ar sta cu așa. Sexy. Ia vină. Dai, las-o. Hai să te deam vină. Mamă, ce încăpățânat ești, frate. Îmi spui ce vrei să-mi spui. Crezi că dacă eu stau așa cu tine și mă joci chestii, ar putea să se facă pe tine iarăși să... Să te atașezi tu iarăși de mine. Asta e o prostie, nu are treabă. Da, atracție este, dar sunt conștient de asemenea că nu am funcționat același lucru pe care l-am spus și l-am repetat de atâtea ori. Trebuie să înțelegem și să acceptăm lucrurile astea. Nu este o problemă. Putem să, eu din punctul meu de vedere, putem să ne respectăm, putem să ne vorbim, putem să avem interacțiuni. Eu asta cred. Tu dacă consideri altfel, bucuros, dar te eu las. Dar eu din acest motiv te-am întrebat. Am stilul meu, am glumele mele, am chestiile mele, felul meu de a mă manifesta. Pentru că sunt singur la moment. Nu am nicio... Te văd pe tine într-o relație serioasă, cum ești. Deci nu, mă jur. Nu am nicio obligație. Și nu mă simt atras de ce eu, nu sunt taxat pe nimeni. Mi-ar plăcea să fii, sunt sigură de chestia asta. Mi-ar plăcea încă o dată să fie fata aia în viața mea. Aștept. N-ai eu idee. Cred că tu nu o să fii atras de nimeni în competiție. Și să-ți explic asta îmi dorești tu mie. Nu, Doamne ferește. Nu-ți dorești asta. Și atunci asta. Ea, ține. Dar că asta cred eu, că nu o să fii aici, dar o să fii în afară. Doamne, ce m-am plexisit. Acum hai să vorbim ceva serios. Așa, ce serios? Tu știi cât m-am plictisit să stau aici. Hai, începe și tu că vrei să pleci. Nu, că nu am spus că vreau să plec. Doar că, nu știu, m-am plictisit că... Las că intră Albert mâine și... Măi, să ne înțelegem. Nu o să-mi fac relație cu nimeni. De atâta ce? Timp cât eu am sentimente față de o altă persoană, nu există, la mine nu există care ceva. Care e altă persoană? Oarecare. Care? Oare? Nu știu, Ștefan? Da. Dar spune-mă cu subiect și predicat. Încep și eu ca doamnele de la Capricii. Ce? Subiect și predicat. Nu o să-mi fac altă relație atâta timp cât sunt atrasă de Stelian. Și am încă sentimente pentru Stelian. Nu mi se pare corect nici față de mine, nici față de persoana... Și atunci? Și atunci o să stau așa. Ei, stai așa, măi, Ramona. Stelian, dar ție ți-ar plăcea, acum nu știu, să te pupe o fată, să te sărute o fată și te sărută pe tine și stă cu gândul la... Gongel. Cine? Nu știu. Zic așa un exemplu. Ți-ar plăcea? Mie nu. Nu, n-ai, bă, nu. Deci, de ce să fac chestia asta dacă nu simt? Dacă eu nu sunt atrasă de nimeni, sunt toți și nu-mi place de niciun băiat și nici din afară. Ei, acel băiat o să intre și o să schimbe total percepțiile. Da, crezi că gata, intră și gata, se șterge tot cu buretele, da. Că a intrat unul. Da, exact. Nu există așa ceva. Nu există. Poate la tine există, la mine nu. Aș vrea să cred asta, Ramona, dar... Dar nu trebuie să crezi tu. De înțeles niște chestii cumva și nu știu ce să cred, sincer. Păi nu trebuie să crezi tu, că știu eu cum sunt eu. Nici nu știu ce simți tu acum, dar... Mai bine să nu știi. Deci mă jur, mai bine că nu știi. Pentru că dacă fii în locul meu... Ai răcit? Da. Hai, mai va termina. Măi, Stelian! Tu nu ești ca și mine, în sensul... Voi băieții sunteți diferiți. Asta înseamnă că emoțiile sunt la mișto sau că durerea nu e aceeași. Vezi, nu. Doar că la mine este total diferit. Eu n-am fost atrasă. Ești tu mai specială. Nu, mie nu mi-a mai plăcut un băiat și să-mi placă. De 2 ani jumate, 3 ani. Păi și nu, ce gust am, că mai mușcat, mai așa de plăcut sunt la gust. Da. Nu
serios, îmi este foarte greu să-mi plac un... E greu, nu știu, să plac un băiat sau... Foarte greu. Uite, băiatul ăla, Albert, chiar este un băiat frumos. Dar totuși, așa cum este el, frumos, fizic și tot. Este frumos. Dar nu aș putea să am nici măcar o relație cu el. Sau cu altcineva. Și să mă sărut cu persoana respectivă nici și măcar să mă gândesc. Nici măcar n-ai încercat cu altcineva ca pentru că nu vreau, că nu-mi place, că nu-i suport. Ce nu înțelegi că nu-i suport? Voi și pe invers, cred că. Asta nu înseamnă că nu poți să-ți faci tu relație, că niciodată nu o să stau în calea ta. N-ai cum să stai în calea mea, rămân. Păi nici nu o să fac asta, nici nu o să mă bag, gen să încerc să bag certuri sau atâta chestii. Atâta timp cât nu Ionela. Nu! Termină, că nu e așa. Nu aș avea o problemă. De asta te... Una, sigur, nu? Mai multe? Mai de asta te-am și... De ce? Ha. De asta te-am și întrebat aseară. Dacă o placi sau nu, ca să știu. Pentru că dacă o plăceai, te lăsam să stai cu ea. Ai înțeles? Nu mă băgam, nu sunt genul ăla de persoană, nu sunt, sunt foarte răutăcioasă de fel, bă, dar Ramona, nu din chiar. Partea mea poți să te bagi, poți să faci și pentru că nu prea mă influențează acțiunile tale, sincer. Adică eu dacă ar fi să mă simt atras de o fată și să vreau o apropiere cu ea, chiar nu m-ar interesa că e Ramona care nu-i convine. Păi vezi? Și vrei să... Păi și despre ce vorbim? Că a fost cândva și... Na... alte chestii, dar nu înseamnă că n-am simțit și nu mi-a păsat. Dar acum, ai, ce vrei să fac? Bineînțeles, bineînțeles că n-aș vrea să sufer, n-aș vrea să fii... Dar nu sufer. Dar ce faci? Stau! De ce să sufer? Nu sufer. Că te iau la capace acum, mânușile. Ți se pare că sufer? Nu sufer din... Mi-este oricum greu, da, mi-este foarte greu. Păi și atunci ce înseamnă asta? Dar asta... Degeaba nu te mai... Bine, mi-este foarte greu, da. Chiar mi-este greu. Și poate uneori aș face niște lucruri... Mă ascunde. Dar nu... Te mai ascunde după degete. Dar nu le fac pentru că nu sunt ok. Chiar dacă aș simți să fac anumite lucruri, nu o să fac lucrurile respective. Nu e ok. Capricile iubirii. E, acum aș vrea să vorbesc cu voi după ce ați văzut nu știu dacă mesajele pe care și le-au transmis, dar ce vă sugerează vouă imaginile? El se joacă, da, își satisface anumite nevoi. Ego. Și mi se pare și validare, și ego, și comunicare, și interacțiune, da? Pentru că pot. Pentru că pot, pentru că... îmi permit să fac asta, pentru că ea îmi permite să fac asta. Și mi se pare de asemenea că ea este cumva la dispoziția lui și ți-aș recomanda să schimbi puțin atitudinea, pentru că într-o asemenea situație este aproape imposibil să atragi un bărbat. Atracția unui bărbat vine pe un fond de respect, pe un fond de atitudine și de iubire față de sine. Ori faptul că tu ești acolo disponibil în mod constant, de câte ori el își întoarce privirea către tine, nu cred că vei obține ceea ce tu realmente îți dorești cu o asemenea atitudine. Eu n-am să zic foarte multe, vreau doar să întreb. Ce crezi că urmează Stelian? Eu revin la întrebările mele. Scau... Ce crezi că urmează? Adică ce intenționezi? Ceva sau... Am spus de la început că petrecem timp împreună, am zis că mă atrage, îmi place Ramona. În calitate de... Am zis aspectul ăsta. În calitate dar de... Dar am spus că nu o să fim funcțional pe termen lung, m-am repetat de foarte multe ori. Nu, dar în calitate de ce te vezi tu acum cu ea? Păi aș spune prieten. Crezi în prietenia? Te săruți cu prietena ta? Cum? Dar nu am sărutat. Tu nu v-ați sărutat tehnic vorbind?
Da, într-o relație nu e doar despre hai să ne sărutăm. Ideea e că n-am pretins și n-am jucat niciun rol. Am fost destul de transparent, n-am spus vreodată, știi, parcă aș vrea sau simt să mă apropii sau aș vrea să ne împăcăm de fiecare dată. M-am tot repetat în mod constant, am spus că nu îmi permit să trec peste unele lucruri. Asta înseamnă că ar trebui să nu mai interacționăm, Stelian, sau să nu mai vorbim. Tu ești conștient că în momentul în care tu ai o anumită atitudine, de genul așa, da, ce am văzut pe ecran puțin mai înainte, okay, și înainte de pauză, față de o persoană care este implicată emoțional față de tine, înțelegi că partea emoțională a acelei persoane ia din comportamentul tău cam ceea ce își dorește să simtă și să trăiască, deși raționalul poate îi spune, vezi că nu este ce trebuie. Conștientizezi asta? Eu am spus aspectul ăsta deja. Nu, nu. Tu conștientizezi asta? Nu, da sau nu? E atât de simplu. Nu înțeleg la ce vă referiți. Nu, chiar nu mi-e clar. Da, din